apelați instanța? S-au prezentat acuzatorul de stat Alexandru Țăranu, procuror în Procuratura Anticorupție, aparatorul Dumitru Barbaroș, inculpatul Ion Ionescu, martor Daniela Nicolaescu și Ion Revenean. Martorii, ridicați-vă, rog. În confruntare cu prevederile codului procedurii penale, dumneavoastră sunteți obligați să părăsiți sala de judecată, însă să nu vă îndepărtați de aceasta fără încuvințarea judecătorului. Închidem, vă rog. Instanța de judecată știință pe cauză penală participă acuzatorul de stat, procuror al Procurorului Anticorupție Țăranu Alexandru și avocatul Dumitru Barbaroș, care au fost prezentat actele competente care fie. În conformitate cu articolul 358 codului procedurii penale se stabilește imunitatea imputatului. Ionescu Ion Nicolae, 20 ianuarie 1994. Domiciliez în municipiul Chișinău, strada Academiei 24, apartamentul 1. Sunteți încadrat în câmpul muncii? Nu, nu sunt încadrat. Supus militar? Da, sunt supus militar. Aveți copil în deținere? Nu, nu am copil în deținere. Grade în grade? Nu, nu am, da. Distinții sau diplomul ăsta dețineți? Nu, nu sunt. Dumneavoastră a fost în altă copie de zicodă? Da, mi-a fost. Dreptul și obligația sunt mari? Da, de plăcut. Se anunță completul de judecată, ședintele ședinței și tuturor cu Ruhăie, Grifia, Vârcă, Elena. Recuzează, nu? Credința în instanță. Nu sunt recuzează. Instanța întreabă inculpatul dacă el este de acord și acceptă să fie reprezentat de aparatorul Dumitru Barbaroș. Da, sunt de acord. Se învinuiește Ionescu Ion Nicolae de ce că la data de 12.05.2017, deplasându-se la volanul automobilului personal de model Opel Astra cu numere de înmatriculare KAP-777, în municipiul Chișinău pe strada Academiei 20, încălcând prevederile articolului 236 alineat 3 din codul contravențional al Republicii Moldova, exprimate prin depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul respectiv de drum, cu mai mult de 40 de km la oră. Acesta a fost oprit de către ofițerul Inspectoratului Național de Patrulare Nicolaescu Daniela, care i-a comunicat motivul staționării acestuia și despre încălcarea comisă. Având drept scop ca să nu fie supus la răspundere contravențională, inculpatul Ionescu Ion Nicolae i-a propus ofițerului Daniela Nicolaescu suma de 100 de euro, care conform cursului Băncii Naționale a Republicii Moldova de la momentul comiterii infracțiunii respective constituia suma de 2038 de lei. Cu scopul de a nu-i fi întocmit proces verbal și ca în ulterior acesta să nu fie supus răspunderii contravenționale. Astfel, Ion Ionescu, prin acțiunile sale intenționate, a săvârșit coruperea activă exprimată prin oferirea personal unei persoane publice de bunuri ce nu îi se cuvin, pentru a nu îndeplini o acțiune în exercitarea funcției sale, infracțiune prevăzută de articolul 325 alineat 1 cod penal al Republicii Moldova. Totodată, vinovăția inculpatului se confirmă și prin următoarele probe care vor fi prezentate la momentul corespunzător în cadrul respectivului proces de judecată. Și anume, declarațiile martorului Nicolaescu Daniela, declarațiile martorului Revenea Ion, conținutul procesului verbal privind examinarea mijloacelor bănești din 12.05.2015 cu tabel fotografic, conținutul procesului verbal privind interceptarea și înregistrarea imaginilor din 12.05.2017
corpurile delicte, și anume două bancnote cu nominală câte 50 de euro și, nu în ultimul rând, este expertiza dactiloscopică din data de 15.05.2017. Atât. Vă mulțumesc. Da, nu este clar în menire. Acceptați să dați declarații în instanță judecată? Rog să dau declarații după prezentarea părții acuzării. Luați loc. Poftim partea acuzării, vă prezentați. În altă instanță solicităm audierea primului martor, care este Daniela Nicolaescu. Bună ziua, onoră, Constanța. Prezentați-vă. Nicolaescu Daniela, născută la 05.02.1990, domiciliată în orașul Cricova, strada Chișinăului, 106, apartamentul 16. Cunoașteți că ați fost posibilitatea de ședință de astăzi? Da, cunosc. Cunoașteți cineva din sală? Da. Sunteți în relație cu cine? Nu sunt în relație cu nimeni, oarecare de relație. În relație de ostilitate? Nu, nici de cum. Poftim, depuneți, sunteți acceptați să dați declarații în instanță? Da, sigur. În conformitate cu articolul 108 al Codului Penal, depuneți-vă. Jur că voi spune adevărul și nu voi ascunde nimic din ceea ce știu. Instanța vă intenționează că în conformitate cu articolul 312 al Codului Penal Republicii Moldova, în caz de voiați de lit false, dumneavoastră discrație de strasă la ascunde penal. Poftim, instanța cum vă propune să cunoașteți relatați despre tot ce s-a întâmplat la data de 12 mai. La data de 12 mai, aflându-mă în exercițiu funcțiunii, împreună cu colegul meu, Reveneală Ion, pe strada Academiei 20, am în jurul orei 10, am oprit un automobil de marca Opel Astra cu numerele de înmatriculare KAP777. La volanul automobilului se afla cetățeanul Ionescu Ion. După ce l-am oprit, i-am comunicat despre motivul staționării și anume că a încălcat prevederile regulamentului circulației rutiere, adică a încălcat în conformitate cu articolul 236 alineatul 3 din Codul Contravențional al Republicii Moldova și anume a depășit viteza cu mai mult de 40 de km la oră. Acesta probabil că se grăbea și pentru a se absolvi de răspundere contravențională și a nu întocmi eu procesul de constatare a contravenției, mi-a propus o oarecare sumă de bani. La auzul acestora i-am spus să aștepte în mașină, invocând motivul că trebuie să verific automobilul dat în bază de date, m-am deplasat la automobilul de serviciu și am luat legătura cu Serviciul Protecție Internă și Anticorupție, solicitând apariția acestora. După care m-am întors înapoi la automobil și am continuat întocmirea procesului verbal, în timp ce cetățeanul Ionescu Ion mi-a pus o sumă de bani în buzunarul drept, valoarea cărei eu nu am depistat-o la momentul de față. Imediat în acest timp au intervenit angajații SPIA, care au reținut persoana și suma de bani a fost predată de mine, personal, suma în valoare de 100 de euro, două bancnote, câte 50 de euro. Atât. Domnul ofițer, comunicați-vă rog instanței și celor prezenți cu ce viteză se deplasa inculpatul Ionescu Ion în ziua respectivă. În ziua respectivă, cetățean Ionescu Ion se deplasa cu viteză de 92 km la oră, care a fost dovedit și prin aparatul de măsurare vitezei. Comunicați-vă rog instanței motivul din care nu a fost întocmit de către dumneavoastră până la urmă procesul verbal de constatare a contravenției. În ziua respectivă nu am avut posibilitate de a întocmi până la final proces de constatare a contravenției, deoarece am fost implicată ca martor în documentarea dosarului penal pe cazul dat. De asemenea, în zilele următoare am fost implicată în menținerea ordinii publice în piața Marii Adunării Naționale și fizic nu am avut posibilitate de a întocmi, dar comunică până la sfârșitul zilei procesul contravențional în privința cetățean Ionescu Ion va fi întocmit și acesta va răspunde conform faptii săvârșite. Comunicați-vă, rog, instanței ce replică a avut domnul Ionescu în momentul în care dumneavoastră i-ați comunicat despre contravenția săvârșită, adică despre depășirea vitezei. Acesta a spus că se grăbește, că are o întâlnire importantă, de asemenea a spus că nu dorește ca să răspundă contravențional, să dorește să achite amenda pe loc, astfel spunând că oarecare puncte de penalizare nu dorește și alte probleme. Care a fost conduita dumneavoastră?
La uzul acestor am spus că acest lucru nu este posibil, întrucât legislația nu prevede acest fapt și sunt nevoită și trebuie să întocmesc procesul verbal de constatare a contravenției și ulterior, conform căruia acesta va achita amendă și sancțiune, adică vă răspunde cu vreo sancțiune. Și ce a răspuns dumneavoastră? Dumnealui a insistat și mai mult, invocând că dorește să-mi achite o sumă de bani. La uzul acestora eu i-am spus să aștepte mașina, invocând motiv că trebuie să verific automobilul dat în bază de date, procedură ce va dura 5-10 minute. Am plecat la automobilul de serviciu, am luat legătura cu, prin intermediul stației radio cu Serviciul Protecției Interne și Anticorupție. După care, ulterior, m-am întors spre automobil, am început să întocmesc procesul verbal în continuare, iar cetățeanul Ionescu Ion mi-a pus o sumă de bani în buzunarul drept, sumă care, valoarea căruia eu nu am văzut-o la momentul dat. Între timp, imediat au susținut și au intervenit și angajații SPIA, care au reținut persoana dată, după care mijloacele bănești au fost predate de mine personal, și în sumă de valoare de 100 de euro, două bancnote, câte 50. Da, și o ultimă întrebare. Comunicați, vă rog, instanțe și celor prezenți, dacă în ziua respectivă dumneavoastră dețineați la dumneavoastră careva sume de bani în valută. Și dacă acest lucru vă este permis? Nu. Conform unor prevederi interne, nu am dreptul să dețin careva sume bănești la mine în timpul serviciului meu și nu aveam această sumă de bani. Am înțeles. Asta e tot. Mă rog, instanțe. Da. În primul rând, aș vrea să fie vorba, urmăresc următoarea întrebare. În momentul în care a sancționat clientul meu, i-ați explicat încălcarea pe care a comis-o și ce sancțiune îl așteaptă pentru aceasta? Da, desigur. Primul lucru care am făcut, i-am comunicat cetățean Ionescu Ion că a fost staționat în conformitate cu încălcările prevederilor articolului 236 alineatul 3 Codul Contravențional al Republicii Moldova și anume că a încălcat, a depășit viteza pe sectorul dat cu mai mult de 40 km la oră, deplasându-se astfel cu 92 km la oră. Da, ok. Următoarea întrebare ar fi dacă dumneavoastră ați negociat clientul meu o oarecare mărire a mitii pe care urma să o oferi. Sigur că nu, acest lucru nici nu putea fi posibil. Da, aici că vreau să fac o remarcă pentru onorată instanță. Amenda pentru încălcarea datei nu depășește suma de 1500 de lei, pe când suma pe care se presupune că a oferit-o de amint clientul meu depășește cu mult această sumă de 1500 de lei. Mult trebuie mai mult. Martorul este invitat la prefier să se semneze procesul verbal și declarația de date pentru verii de citare. Mulțumesc! Arată instanță, solicităm audierea ofițerului pe nume Revineală Ior. Bună ziua, arată instanță! Mă numesc Revineală Ion, sunt născut la 5 octombrie 1993, sunt din anii noi, domiciliu Strada Florilor, 2, apartamentul 47, municipiul Chișinău. Activez în calitate de ofițer de patrulare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Cunoașteți pentru ce ați fost invitat în ședința de astăzi? Da, desigur. Cunoașteți drepturile și obligațiile în instanță? Da. Cunoașteți pe cineva din sală? Da. Pe cine? Pe inculpat. Sunteți în relație de rudenie sau de prietenie? Nu. Confruntați cu articolul 101 al Codului Procedurii Penale, difuneți adevărul. Jur să spun adevărul și să nu spun nimic. Stați-vă și să ne ascultăm. Confruntați cu articolul 312 al Codului Procedurii Penale, Republicii Moldova, sunt riscați să fiți stați la răspundere penală în caz de datare de declarație de dovedit fals. Poftim, reputați discuțiile întâmplate la data de 12 mai 2016. La data de 12 mai, aproximativ pe la orele 10, aflându-mă în serviciu cu colega mea de serviciu, Daniela Nicolaievici, pe strada Academiei 20, prin intermediul aparatului de fixare a vitezei de tip radar, am fixat încălcarea codului contravențional, articolul 236, care privește depășirea vitezei pe drum care depășește 40 km pe oră automobilului de model Opel Astra, în care la volan se afla domnul Ion Nicolaescu. Colega mea de serviciu s-a apropiat ca să întocmească un proces verbal cu privire la contravenție, după care, peste 10 minute, s-a întors înapoi în automobil și a declarat că șoferul
dorește să-i ofere mită, la care ea a refuzat și a solicitat prin intermediul postului de radio serviciul SPIE pentru a documenta cazul dat. După care, prin intermediul postului de radio, a primit câteva indicații de la ofițerii de SPIE ca să facă și s-a întors înapoi ca să întocmească procesul verbal cu privire la contravenție. După care, eu am observat cum Ionescu a încercat să și a pus ceva în buzunar. Anume ce nu am observat, deoarece mă aflam în mașina de serviciu și mă uitam la circulație, dacă nu calc alte automobile. Da, acesta este tot ce pot să spun. Domnule ofițer, comunicați, vă rog, din instanță, cu ce viteză se depăsa domnul Ion Ionescu în momentul în care a fost stopat de către dumneavoastră? Conform aparatului de măsurare a vitezei, 92 de km pe oră. Comunicați, vă rog, cine s-a ocupat de documentarea încălcării respective? Colega mea, Daniela Nicolaescu. Înțeles. Comunicați, vă rog, instanțe, de ce dumneavoastră nu ați ieșit din autoturism și de ce anume colega dumneavoastră a hotărât să documenteze? Deoarece eu trebuie să primesc niște indicații pe postul de radio și mă uitam la circulație, că eram ocupat cu atribuții de serviciu. Spuneți, vă rog, ce a făcut colega dumneavoastră după ce, mai bine zis, înainte de a ieși pentru a doua oară din autoturism? Colega mea a scos tot ce are din buzunar, deoarece a primit o asemenea indicație de la ofițerii SPIA și s-a îndreptat înapoi prin automobilul ca să întocmească procesul verbal cu privire la contravenție. Și ce a făcut cu conținutul buzunarului? Conținutul buzunarului a lăsat în mașină și a plecat cu procesul verbal ca să întocmească contravenție către automobil. Am înțeles. Altă întrebare în instanță? În cadrul urmării plenarii dumneavoastră, de asemenea și declarații de realitate, ați declarat că colega dumneavoastră a scos conținutul buzunarilor înainte de a merge spre mașină că se documentează cauza. Da. Anterior, în această ședință de judecat, colega dumneavoastră a declarat că nu avea nimic în buzunar. Da. Primește că dumneavoastră ați declarat că ea a golit buzunarele? Păi ea scos tot, ca de exemplu telefonul, documentele, tot ce are ca să nu fie. Sumii bănești ce nu erau. Ok. Atât. Atât. Nu mai sunt domnule. Bine, mulțumesc. La revedere. Onorată instanță. Intervine să facă la declarație. Ionescu Ion, născut la 20 ianuarie 1994. Stimată instanță, în acea dimineață nenorocoasă, de fapt mă grăbeam la serviciu. N-am dovedit să ies din ograda blocului. Mergând aproximativ 100 de metri, am fost stopat de către un agent de poliție, care era o domnișoară, care mi-a spus că am încălcat regulamentul circulației rutiere și anume am depășit limita de viteză la acel segment de drum. Ceea ce nu am fost categoric de acord cu dumneaei și am încercat să lămuresc că de fapt nu am depășit nicio viteză. La momentul acela mi s-a cerut să prezint toate actele ce ține de permisul sau documentele referitoare la vehiculul care îl conduc. Am prezentat și în momentul acela încercam insistent să spun că am de urgență de plecat la serviciu și nu sunt categoric de acord cu învinuirea, nu cu învinuirea, dar cu contravenția care mi se spune că am făcut-o la acel moment. În timpul acela am rugat insistent să mi se întoarcă documentele ca să pot urma calea mea mai departe. Agentul constatator a spus că pleacă până în mașină să verifice careva chestii, nu am înțeles care, și la un moment dat s-a întors înapoi. Eu așteptam în mașină. Când s-a întors înapoi, eu iarăși am încercat să insist că nu am nicio vină și nu am încălcat nimic. La momentul acela mi-a spus că se apucă de întocmit procesul verbal, iarăși insistam în continuare că nu sunt vinovat cu nimic.
și observ cum vis-a-vis de mașina mea se oprește o altă mașină. Nu, din păcate eram agitat la momentul acela, nu pot spune care anume vehicul s-a oprit. Au ieșit, presupun eu, care, niște ofițeri care s-au prezentat ceva din domeniul anticorupție. Nu pot să spun, eram într-un stres și nu țin minte direct, concret ce mi s-a spus. S-a prezentat legitimația, m-a scos din mașină, m-au bruscat lângă mașină și au spus că am încălcat legislația, am făcut o infracțiune referitor la corupție activă, nu știu ce mi-a spuneau ei acolo. Eu în general am rămas șocat de tot ce mi se expune la momentul acela și asta e. Nu mai am ce adăugat. Sunt concret nevinovat, eu nu recunosc, nu înțeleg în bază la ce mi s-a făcut procesul verbal sau că am fost învinuit, că am comis o contravenție, acum sunt învinuit de corupție. Eu nu pot explica nimic de toate cele petrecute. Întrebare de concretizare din partea instanței. Dumneavoastră, în data de 12 mai 2017, dețineați asupra sa valută? Sincer să vă spun, cu siguranță nu țin minte. Era o zi foarte de dimineață încărcat, mă grăbeam, că deoarece deja când am fost preluat de agenție de poliție, mi s-a făcut percheziție și sincer să vă spun, nu pot argumenta. Eram grăbit și după asta și stres și agitat și toate la un loc, nu pot expune. Putem partea pe noi instanță, clientul meu s-a expus în totalitate. În termenul lui, pentru că eu nu mai am absolut nicio întrebare de înghețare, poate dacă fac, dacă zic. În rog, instanță, înainte de a pune următoarea întrebare, solicităm să prezentăm un mijloc de probă care nu a fost prezentat încă și este conținutul dosarului, la fel la dosarului 10, și anume ține de un înregistrare video a reținerii în flagrant a inculpatului, dacă permiteți. Da, 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 poate părerea are cărva obiecții pe zi de făcut să-mi facă. Nu, nu, nu. Părerea cărva obiecții pe zi de făcut. În rog, instanță, solicit audierea repetată în culpatul, dacă permiți. Da, nu, domnule Ionescu, din cele vizionate anterior, și anume din proba video respectivă, comunicați, vă rog, instanțe, dacă vă recunoașteți dumneavoastră în imaginile respective. Da, mă recunosc.
Asta e tot. Mulțumesc. Am câteva proiecte. Mai atestanță, mai bine. În mod obligatoriu, expertiză dactiloscopică din data de 15 mai 2017, care confirmă faptul că inculpatul Ionescu Ion a atins mijloacele bănești, anume două bancnote cu nominalul de câte 50 de euro, care sunt în calitate de corpuri delicte, care au fost extrase din buzunarul ofițerului de patrulare la momentul respectiv, și confirmă că acești bani au fost atinși doar de către Ionescu Ion și doar de către ofițerul Nicolaescu Daniela în momentul în care aceasta i-a scos din buzunar și i-a predat ofițerul urmările penale. Este sub fila dosarului numărul 11. Avem obiecții, după cum arată raportul de expertiză, bancnota are urme de amprente doar a ofițerului Nicolaescu și a inculpatului. Pe când, însă, din prova prezentată de partea acuzării de următoarea liberă, se vede clar că mijloacele bănești au fost atinse și de către ofițerii spia. Adică poate fi pusă la îndoială credibilitatea raportului de expertiză care a fost prezentat. În ce sunt direct solicităm respingere. Respingere, mi-aș dat. Altă careva aprobe, părțile au? Nu sunt, nu ar trebui să atinse. Atunci, Cărba... Nu sunt în urmă acestea. Atunci, cu comunitatea ce vedeți de spodurile de procedură penală, instanță certificată, privarea finalizată și ajutarea judecătorească cu trecerea la dezbatere judiciare. Se explică persoana totodată că dezbatere judiciare ele se pot referi doar la cele probe care au fost cercetate în ședință de judecată de astăzi. Poftim, parte. Vă mulțumesc, în urmă instanță. Astăzi suntem la finele examinării cauzei penale privind învinuirea lui Ionescu Ion Nicolae de comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 325 alineatul 1 Cod Penal al Republicii Moldova. În cadrul urmăririi penale și judecării cauzei respective, s-a stabilit că Ion Ionescu a comis o cuvinovăție, o faptă prejudiciabilă, prevăzută de legea penală și pasibilă de pedeapsă penală în următoarele circunstanțe. La data de 12 mai 2017, deplasându-se cu autoturismul personal de model Opel Astra, cu numerele de înmatriculare KAP777, acesta se deplasa în municipiul Chișinău, strada Academiei 20, încălcând prevederile articolul 236 alineat 3 al codului contravențional, și anume depășirea limitei de viteze admisibile cu peste 40 de km la oră și prin faptul constatat de către ofițerii de patrulare, și anume viteza stabilită de 92 de km la oră. Acesta a fost stopat de către unul dintre ofițerii respectivi, care a fost audiat în calitate de martor, și anume Nicolaescu Daniela, care a comunicat despre drepturile și obligațiile sale procedurale și despre încălcarea comisă de către el. Drept răspuns, Ion Ionescu, cu scopul de a evita întocmirea procesului verbal și ulterioara atragerea sa la răspundere contravențională, i-a oferit ofițerului Nicolaescu Daniela sumă de 100 de euro cu scopul de a nu fi atras la răspundere contravențională și de a fi aplicat o amendă și puncte de penalizare. Astfel, Ion Ionescu, prin acțiunile sale intenționate, a săvârșit coruperea activă, exprimată prin oferirea personal unei persoane publice de bunuri ce nu-i se cuvin, pentru a nu îndeplini o acțiune în exercitarea funcției sale, infracțiune prevăzută de articolul 325 alineat 1 Cod Penal al Republicii Moldova. Astfel, vinovăția inculpatului este dovedită prin următoarele probe, și anume declarațiile martorului Nicolaescu Daniela, declarațiile martorului Revenea Ion, procesul verbal privind examinarea mijloacelor bănești de 12.05.2017 tabel fotografic, proces verbal privind interceptarea și înregistrarea imaginilor din 12.05.2017 și, nu în ultimul rând, este expertiza dactiloscopică a banilor din data de 15 mai 2017. Analizând personalitatea inculpatului Ion Ionescu, stabilim că acesta este născut la data de 13.03.1985, este originar și domiciliar din municipiul Chișinău, strada Academiei 24, apartamentul 1, acesta este celibatar, este neangajat, nu are persoane la întreținere, nu este
nu are careva antecedente penale și nu a fost supus militar. În conformitate cu articolul 76 din cod penal, circumstanțe care atenuează răspunderea penală a inculpatului, a fost stabilit faptul că acesta pentru prima oară a comis o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă. Și solicităm instituții ca să ia în calcul această circunstanță la stabilirea pedepsei. Totodată, în conformitate cu articolul 77 din Codul Penal al Republicii Moldova, circunstanțe care ar agrava într-un mod sau altul răspunderea penală a inculpatului nu au fost stabilite. În final, în baza celor expuse mai sus, solicit. Al recunoaște vinovat pe Ionescu Ion Nicolae de săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 325 alineat 1 din Codul Penal al Republicii Moldova și în conformitate cu prevederile articolului respectiv de a stabili o pedeapsă sub formă de 3 ani și 6 luni sub formă de închisoare și cu executarea în penitenciar de tip semi-închis, cu aplicarea pedepsei complementare obligatorie în mărime de 3.000 unități convenționale, iar în baza articolului 106 alineat 2 litera B, de confiscat în folosul statului mijloacele bănești în sumă de 100 de euro, dat fiind faptul că această sumă a fost folosită pentru comiterea infracțiunii în cauză. Vă mulțumesc! Însăși, articolul 325 alineat 1 codul penal prevede expres că promisiunea, oferirea sau darea personal sau prin mijlocitor unei persoane publice străine de bunuri, servicii, privilegii sau alte avantaje sub orice formă ce nu se cuvin pentru acesta sau pentru alte persoane, pentru a îndeplini sau nu, sau pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni. În cazul infracțiunii care este dat clientului meu, poziția cărții acuzării strânește un șir de dubii. Un prim dubiu ar fi că în situația descrisă de partea acuzării, latura obiectivă a infracțiunii presupune faptul că clientul meu ar fi oferit 100 de euro ofițerului de 4 mai cu scopul de acesta să evite întocmirea procesului verbal. Observăm că însăși scopul infracțiunii de 325 nu este întrunit atâta timp cât la materiale dosarului mai a fost prezentat procesul verbal cu privire la contravenție. În aceste circunstanțe, odată ce nu este constatată o careva contravenție săvârșită de clientul meu, nu putem fi în prezența unei infracțiuni pe care acesta a săvârșit-o cu scopul de a ascunde sau de a nu îndeplini anumite acțiuni către inspectorul de patrulare. Un alt lucru care strânește dubii este însăși faptul, după cum am remarcat, că sancțiunea pentru care presupusă contravenție pe care a săvârșit-o clientul meu este de între 1200 și 1500 de lei, pe când mită presupusă a fi oferită de către acesta este echivalentul cu suma de 2038 de lei. Acesta, neavând absolut niciun interes să ofere ca mită unei persoane publice o sumă de bani care ar depăși sancțiunea pe care o privește legea. Mai mult, clientul meu, de asemenea, el nu are nici careva puncte de penalizare, care, spre exemplu, aplicarea a eventuale careva puncte de penalizare iar agrava situația. În continuare, având în vedere circunstanțele enunțate și dubiile strânite de partea acuzării, solicităm instanțele judecate să declare nevinovat clientul meu de săvârșirea infracțiunii care răspunde articolul 325 alineat 1 cod penal. Sau în altă instanță, avem obiectiv că în privire la interesul sau presupusul interes, cum susține partea apărării, în ce ține scopul comiterii infracțiunii respective. Din materialele cauzei și anume din declarațiile masterilor, rezultă și este cunoscut faptul și a fost demonstrat faptul că inculpatul a comis contravenția care îi se impută. Și totodată acesta a hotărât ca să nu fie spus la răspundere contravențională. Este adevărat, suma maximă amenzii contravenționale pentru încălcarea comisă este de 1500 de lei, dar totodată este de remarcat faptul că în mod obligatoriu se aplică și 3 puncte de penalizare care se acumulează și totodată avem înregistrare, avem pe viitor înregistrare cu privire la comiterea contravenției respective. Și numele inculpatului va figura în calitate de persoană care a comis o contravenție destul de gravă, și anume depășirea limitei de viteză admisibile în localitate
pe când este permisă viteza de 50 de km la oră, acesta se deplasa cu 92 de km la oră. Acest fapt a fost demonstrat prin, și va fi demonstrat în caz de necesitate prin înregistrările din aparatul de măsurare a vitezii instalat în mașina de serviciu a ofițerilor de patrulare. Asta e tot. Doamna Constanță, vreau să recapitulez faptul că contravenția este constatată printr-un act special. Acest act special prin proces verbal cu privire la contravenție. Odată ce nu a fost prezentat acest proces verbal cu privire la contravenție, nu poate fi vorba despre oarecare încălcare și tragere de scurt de penal. Pentru asta. Onorată instanță, vreau să atenționez încă o dată asupra faptului că, într-adevăr, nu sunt vinovat și consider că acea zi era una nefastă total și pentru mine și pentru toată familia mea. Deoarece, într-adevăr, mă grăbeam la serviciu ca să îndeplinesc atribuțiile mele de serviciu. Eram în conflict cu șeful meu. A fost stopat de poliție. Încercam să lămuresc că nu sunt vinovat. Nu vroia să mă înțeleagă. Am încercat, mi s-a învinuit până la urmă că am dat careva bani. Eu n-am dat niciun ban și amprentele cele nu le pot lămuri. Doar îmi aduc aminte că încercam să lămuresc agentul constatator că nu sunt vinovat în nimic și n-am, mă rog, prin, cumva pentru o atingere, poate am încercat așa o atingere psihologică, mă rog, să o liniștesc pe agenta constatatoare. Așa știu eu de psihologie. Și încercam, probabil în momentul ce ala m-am atins de buzunarul ei, unde erau bani, dar eu nu țin minte așa ceva, eu nu am dat niciun leu și nu țin minte în genere ce bani am avut. Eu nu mă consider vinovat în toate aceste fapte imputate către mine. Și până la urmă consider că Ministerul Afacerilor de Interne încearcă să facă un joc, că chipurile luptă împotriva corupției și am nimerit-o eu sub traz, așa să zicem. M-au găsit pe mine pe cel vinovat. Consider că este necesar din nou de recercetat toate, amănunțit toate elementele cauzei și pentru a demonstra că nu sunt vinovat și n-am nicio coincidență cu toate cele întâmplate în momentul acela. Asta e tot ce am vrut să spun. Иван, сейчас ты с кем-то лечь, просто готов. Constat. La data de 12.05.2017, depăsându-se la volanul automobilului de model Opel Astra, cu numărul de înmatriculare CAPM37, în municipiul Chișinău, strada Academiei 20, încălcând prevederile articolului 236, alineatul 3, cod contravențional, exprimate prin depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul respectiv de drum, mai mult de 40 km pe oră, a fost stopat de către ofițerul de patrulare al Inspectoratului General de Poliție al Mării, Daniela Nicolaescu, care i-a comunicat despre încălcarea comisă. Ulterior, Ionescu, cu scopul de a evita întocmirea procesului verbal și atragerea sa la răspunderea contravențională, a oferit ofițerului de patrulare, Daniela Ionescu, suma de 100 de euro, care, conform cursului oficial al BNM, constituia la data comiterii infracțiunii suma de 2038 de lei. Imediat, ofițerul de patrulare, Daniela Nicolaescu, pentru a urma activitatea infracțională, în momentul transmiterii sumei de bani, Ion Ionescu a fost reținut în flagrant de către ofițerii SPIA, AMAI, fiind explicat motivul reținerii, precum și drepturile și obligațiile acestea. În drept, fapta inculpatului Ionescu Ion constă în oferirea unei persoane publice de bunuri ce nu îi se cuvin pentru aceasta sau pentru alte persoane, pentru a îndeplini sau nu
sau pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar acesteia. Întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de articolul 325, alineatul 1, cod penal, corupere activă. În conformitate cu prevederile articolului 162, 384, 389, codul procedurii penale, instanța hotărăște. Se recunoaște vinovat Ionescu Ion de comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 325, alineatul 1, cod penal și se stabilește pedeapsa sub formă de închisoare pe termen de 3 ani cu executare în penitenciar de tip semi-închis, cu aplicare pedepsei complementare obligatorii sub formă de amendă în cuantum de 2000 unități condiționale ce constituie suma de 100.000 lei. În conformitate cu articolul 106, cod penal, se confiscă în folosul statului banknotele cu nominal, două banknote cu nominalul 50 de euro, cu seria 22345-22346, sentință cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul judecătorie Chișinău, sediul Buicani, președintele ședinței, Psăruc Maria. Sărință de educație, salvare de chestii.